Un bărbat din Turnu Severin a trecut prin clipe de panică, el a găsit un șarpe în mașina sa și a sunat imediat la 112. Jandarmii au scos din mașina bărbatului un șarpe de peste un metru și jumătate, care se ascunsese în motorul autoturismului. Ajuns la adresa indicată, jandarmii au găsit un șarpe de peste un metru lungime, ascuns la motorul mașinii. Șarpele de apă a fost scos de jandarmi și eliberat în Dunăre. A transmis Claudiu Mendea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmerie Dinți. De la începutul acestui an, jandarmii au intervenit în 10 situații privind eliberarea șerpilor și viperelor din mașini sau locuințe și 3 situații privind degajarea roiurilor de albine sau viespii.